Hello, eu sunt Denisa și în acest videoclip o să vă prezint câteva cazuri înspăimântătoare surprinse de camerele video. Înainte de a începe, nu uita să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi primul care îmi urmărește videoclipurile. Let's go! Cazul numărul 1. Lumini misterioase la orizont. Utilizatorul Reddit Doreen a încărcat un videoclip care arată ceva îngrozitor pe cerul nopții. După multe argumente, spectatorii videoclipului încă nu au idee ce ar fi putut provoca evenimentele bizare surprinse în aceste înregistrări înfricoșătoare. Videoclipul a fost realizat seara târziu. Cerul este puțin înorat, iar deodată se întâmplă ceva nefiresc. Apare o lumină strălucitoare care luminează o mare parte din zona înconjurătoare. După cum puteți vedea, acest oval imens de lumină strălucește în mai multe culori palide, luminând complet o secțiune a cerului. Lumina intermitentă continuă să strălucească un timp, păstrându-și aceeași dimensiune pe tot parcursul evenimentului ciudat. Câteva momente mai târziu, lumina dispare și totul revine la normal. Unii redditori care au văzut videoclipul cred că lumina provine de la un transformator electric care s-a defectat la câțiva kilometri distanță. Cu toate acestea, alții care au lucrat cu energie electrică sunt siguri că niciun transformator nu ar putea provoca un fulger atât de masiv de lumină, cel puțin nu fără a provoca o cantitate uriașă de pagube care cu siguranță ar fi ajuns la știrile locale. Ce ar fi putut provoca această lumină imensă? Ar putea fi oare extraterestri? Ar putea fi o activitate electromagnetică fantomatică? Sau ar putea fi ceva și mai înfricoșător? Cazul numărul 2. Figura ciudată de pe străzi. Utilizatorul Twitter Conspiration ESP a încărcat acest video înspăimântător capturat de o cameră CCTV. O figură bizară a vizitat această reședință într-o seară târziu, iar spectatorii pun sub semnul întrebării serios percepția lor asupra realității. În înregistrările înfricoșătoare capturate dintr-o varietate de aparate foto, vedem o persoană sau o creatură înfiorătoare de-a dreptul care aleargă în jurul proprietății. Apariția înspăimântătoare pare a fi jumătate om, jumătate canin. Entitatea se deplasează pe toate cele patru membre, la fel ca un canin, dar atunci când se apropie de cameră, corpul său pare a fi cel al unui om. Pielea sa este fără păr și palidă, dar capul pare mai închis la culoare. Datorită aspectului corpului creaturii, unii sunt apți să creadă că este pur și simplu un om care aleargă dezbrăcat toată noaptea. Cu toate acestea, modul în care se mișcă pare să excludă această posibilitate. Corpul uman este construit pentru a merge vertical. Niciun om nu ar putea alerga cu ușurință cu asemenea viteză și agilitate pe toate cele patru membre. Există și alte posibilități mai acerbe de a explica aceste înregistrări înfricoșătoare. Poate că acesta este doar un om, dar unul posedat de un fel de demon animalistic. O altă posibilitate este ca înregistrările să arate un criptid mai puțin cunoscut numit Dogman. Această creatură, la fel ca un vârcolac, este o încrucișare între un om și un canin. De-a lungul anilor au existat numeroase observații ale așa numitului câine. Deși martorii au fost îngroziți de această entitate, niciunul nu a fost rănit de creatura înfiorătoare. Indiferent de teorie, om, câine sau demon, toate sunt la fel de înspăimântătoare. Cazul numărul 3. Pe canalul YouTube Oxlack Research, telespectatorii pot vedea în mod regulat videoclipuri bizare despre apariții înfiorătoare. Acest videoclip particular, înregistrat de un agent de securitate la o fabrică de sodă, a provocat destul de multe coșmaruri telespectatorilor. Garda de pază lucra noaptea la fabrica goală când au început evenimentele ciudate.
patrulând prin una dintre băile fabricii, a văzut ceva neobișnuit pândind într-un colț întunecat. A fugit din acea încăpere și a apucat o cameră pentru a surprinde dovezi despre ceva paranormal. Întorcându-se în baie, el descrie experiența sa inițială în timp ce se deplasează încet prin holurile întunecate ale fabricii. Acesta privește după un colț al băii și se retrage repede, începând să recite rugăciuni pentru a îndepărta entitățile nesăbuite. Într-o redare mai lentă, este clar că are motive să fie înspăimântat. La colț este o față albă fantomatică care privește din întuneric. Este greu să descoperiți orice trăsături, dar chipul pare să plutească într-o umbră întunecată care se plimbă la câțiva metri de podea. Deși nu putem vedea ceva clar despre expresia entității, totul pare amenințător. Videoclipul se încheie înainte să aflăm ce s-a întâmplat după ce paznicul de securitate s-a retras pentru a doua oară. Fața îngrozitoare din umbră a făcut ca mulți spectatori să fie îngroziți pentru siguranța lui. Această entitate este cu adevărat înspăimântătoare. Eu am fost Denisa, dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați butonul de like și follow pe Instagram, Denisa_Elena19. V-am pupat, bye bye!